Zombie Apocalypse. Hei, salutare tuturor, eu Skinei și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Kingdom. Data trecută țineți minte că regatul nostru a fost distrus masiv, dar am reușit să îl reconstruiesc. Ceea ce vedeți acum e un regat cu totul nou, pentru că am reluat și am jucat cele 18 zile și acum suntem în a 18-a zi, după cum vedeți e și un rege diferit, dar regatul deloc nu arată schimbat față de episoadele precedente, atâta tot că avem mai mult soldăței și cred că nu e extins la fel de mult în altă parte, dar cam asta e tot. Ok, hai să vedem ce reușim să facem și dacă reușim să ne atingem obiectivele de a distruge acele portale malefice. A, da, am văzut câteva sfaturi în comentarii, din câte am înțeles, dacă îți evoluezi baza asta, o să primești mai puțin bănuți, deci până atunci trebuie să facem rost de o sursă de venit sigură, și aia însemnând fermele, care nu cred că le mai avem. Cred că e periculos ceea ce fac eu acum. Dar văd că regatul nostru e destul de extins în parte. Ah, ba da, mai avem fermele, ok, nu mai știam exact, n-am mai jucat joculețul ăsta de ceva vreme. Și cred că mai avem, știu numai că în partea aia nu-i la fel, dar în asta trebuie să fie identic, dacă nu poate un pic mai lung. A, uite, aici erau soldăței. Ok, ziua 19. Aici a fost un pic atacat, dar eu o să mă duc să mai caut niște chestiuțe. Să vedem ce mai reușim să găsim. Asta am evoluat-o în acum câteva episoade și am reevoluat-o acum. Statuia asta e de arcaș sau ceva de genul. A, uite un trader. A, dar am numai 2 bănuți. Omuleții ăștia nu cred că o să iau chiar acum. Vreau să văd dacă găsesc altceva aici. Dar nu aia, nu aia. Dar n-o să iau deocamdată omuleții ăștia, chiar nu... Cred că o să dureze prea mult timp să se întoarcă la bază și... E posibil să-i pierdem pe drum, dar avem o bază lângă... lângă regat, deci totul e ok. Ok, căprioara asta... Ok. Deși mi-aș dori ca arcașii să... Ah, nu mai contează, am găsit câțiva bănuți de la ei. Hai să vedem. Asta e un turn de arcaș. Astea două, adică sunt turn de arcaș care au ajuns la nivel maxim, ceea ce e super ok. La fermă... Nu cred că avem fermieri, sau nu știu dacă avem fermieri. Nu mai țin minte de când am mai jucat acești joculeții, de când am reconstruit regatul acum foarte mult timp. Cred că acum ar fi fost cea mai ok chestie să mă duc la trader. A, da, să-mi iau și cufărul cu bănuți. Deci aici se strâng într-un fel... taxele, să zic, din orașel. Orașel. Doar că cu cât avansezi, în teorie, ar trebui să-ți dea mai mulți bani, dar aparent în joculețul ăsta îți dă mai puțini. Nu știu dacă o să găsesc ceva în partea asta. A, mai multe camp-uri. Hai să ne întoarcem în bază, să așteptăm să vină dimineața, pentru că am impresia că vine o noapte rea, după cum vedeți, avem foarte mulți arcași. Zidul ăsta e la maxim, încă nu. Și trebuie să apărăm baza principală cel mai tare. Uitați, avem și un stegulez nou, ăla e ceva lup, alb și un standard verde cu negru. Mi-aduce aminte de un prieten.
Ok, e noapte. Următoarea zi cred că o să mergem la trader, da. A, deci aici ne atacă. Și-s monstrulezi din ce în ce mai puternici. Aceia cu măști și... tot felul. Ok, hai să-i recrutăm pe ăștia mici. Ok, se aude o melodie creepy. Builder, mergeți și construiți acolo. Aici sunt două ciocane rămase. Deci ce-i cu melodia asta? Îmi cam dă un pic fiori. Sper că n-am dat să evoluez idul ăla prea iurea. Ok, ziua 20. Îmi pare că acum o să vină noaptea roșie. Dar întâi să mergem la trader, pentru că el ne face oferte mai bune. Ce-au arcașii cu iepurașii? Ne înțeleg și ei trebuie să vâneze să-mi facă bonus, dar fix iepurașii. Câtă vreme nu mă vânează pe mine, e ok. Oh my god. De fapt, de ce și-ar vâna regele? Regele iepure. Oh my god. Ok, domnule trader. 1, 2, 3, 4 bănuți și vreau să văd ce mi-aduci. E chiar foarte relaxant joculeți, nu știu, mie îmi place foarte mult. În sensul că e așa simplu, chiar dacă are el grafica asta mai pixelată, e chiar super drăguț joculeți. Chiar îmi place mult să-l joc. E relaxant. Chiar dacă atunci când vine noaptea e un pic mai greu, într-adevăr, doar că nu știu, atunci când ai baza evoluată, ai încrederea aia că regatul tău va supraviețui și vei reuși să mergi mai departe, ceea ce mie îmi dă siguranță. Văd aici mulți iepurași în regatul meu, da, e drăguț. Și melodia asta de pe fundal de acum e drăguță. Ok, hai să vedem. Partea asta... Ok, deci zidul aici e la maxim. Acum să evoluăm baza din partea asta. Aici e mai scurt. Dacă mai avem vreun omuleț pe aici pe care să-l recrutăm, mai avem unul, prietene, hai. Eu o să stau în partea asta. Partea aia e mai lungă și are mai multe ziduri, chiar dacă unele sunt din lemn. O să stau în partea asta pentru că mă îngrijorează mai tare aici. Dar avem nevoie și de arcași să vină. Și avem nevoie să ne facem și fermieri. Esențialul jocului este să nu-ți pierzi coroana. Aparent... monstruleții vor coroana pentru că e de aur, de aia iau și bănuții sau alte lucruri. A, nu e noaptea roșie, aparent. Ok, deci monstruleții tot de aici ne atacă, ok. Arcașii mei ziceți că e o mitralier la cât de mulți sunt. Chiar e tare. Să rezistăm foarte bine atacurilor de aici înainte. Nu am bonus la mine, ceea ce nu e chiar ok, dar... Ok, deci aici mai e un camp. Și mai departe o fi portalul. Chiar și pe primul loc unde am jucat. Da. Nu vreau să se activeze portalul. Ok. Ok, ziua 21. Nu o să mă depărtesc chiar foarte mult, dar vreau să văd ce-i pe aici.
E un cal negru acolo. Ok. Acum o să trebuiască să ne întoarcem cât de repede posibil. Ok, vine și o ploaie și... da. La un moment dat o să vină noaptea roșie și nu vreau să fiu prins în partea dreapta portalului. Ușor, 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 ok. Nu s-a activat. Când nu ai bănuți la tine e foarte riscant, în sensul că dacă te lovește poate să-ți cadă direct corana din cap. Iar când calul e obosit și vrei să-i dai să fugă, ei bine, o să te încetinească, în sensul că o să se ridice în două picioare și nu o să-i placă. Căprioara asta aș vrea să o prindă. Ok. Arcaș, mai aveți ceva bănuți? Da. Mai e un omuleț pe aici? Da. Tabăra asta, într-adevăr, e foarte util aici, în sensul că de fiecare dată când o să rămânem fără omuleți, putem merge acolo. A, da, să nu luăm și bănuții de aici. Ok, baza deocamdată o să o las la nivelul ăsta și mă duc să mai evoluez în repărți. Ok, traderul cine a adus chiar? A, ne-a adus arcuri, ok. Mă gândesc, zidul ăsta sau... Hai să terminăm întâi cu baza, să... Ok, se aude o melodie. Arcașul ăsta trage în zid. Lol. Ok, deci acum chiar mi-e un picuț frică. Nu văd nici luna ca să-mi dau seama dacă e în pericol sau nu. Cred că o să se facă noapte în curând, adică e seară, dar arcașii sunt încă afară. Asta înseamnă că... A, nu mai contează. S-a noptat. Arcași, intrați. O stau în partea asta unde mă simt cel mai în siguranță. Și fermieri o să avem nevoie. Mai avem un bănuț. Da, e noaptea roșie. Noaptea roșie și zona asta e liniște. Care e cea mai puternică zonă? Înseamnă că în zona asta o să cam avem probleme. Ok, mersi, domnule Arcaș. Până aici n-au ajuns. Nici la gardul de lemn. Până aici. Ha? Arcaș? Mamă, câți bănuți! Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că am supraviețuit nopții roșii. Distrug zidul ăsta. Să ne extindem. Deci da, într-adevăr am supraviețuit nopții roșii și mamă cât de frumos e afară. E atât de drăguț joculețul ăsta. Chiar sper să vă placă, să facem cât mai multe episoade. Ok. Datorită arcașilor am făcut foarte mulți bănuți și în continuare facem, pentru că aparent sunt vânători excelenți. Asta e foarte tare. Uite, mai mulți bănuți. Și o să ne putem evolua și astea, gardurile de lemn. O să începem și cu asta.
Asta că e destul de important. Cel de la bază, foarte important. La fix. Ok, și cu fără păpănuți. Arcaș. Ați mai prins și voi ceva, mulțumesc mult. Ok, avem un omuleț aici, avem chiar doi. Ok, o să avem nevoie de ei. Mă gândesc, hai să mai facem încă un fermier. Și stai. Și da, și două arcuri, de ce nu? Deci o să avem nevoie și de builderi. De fapt, nu, builderii sunt aici. A, uite un bănuț. Ok, o să mă întreb să văd dacă au tăiat copăcei din zona aia. Uite aici bănuți. Și builderul ăsta a mai luat. Nu prea mai avem de ce să ne facem griji acum. Ok, arcaș. Ok, să luăm bănuții ăștia de aici. Da, aparent builderul a defrișat partea aia, e super ok. Avem foarte mulți bănuți, ceea ce e și mai ok, ok. Și vine și noaptea. O stau în partea asta. Direct mitralieră. La cât de mulți arcași sunt, monstruleții n-au nicio șansă. Și văd în față posibilitatea de a ne construi încă o fermă. Asta o să fie ok și chiar foarte util. Cred că ne atacă în cealaltă parte. Dar o să aștept clopotele. De fapt, cred că nu mai am ce aștepta. Noaptea s-a dus. O să dau să se construiască aici. Și aici avem nevoie de un gard. Regatul nostru e foarte mare până aici. Ok, fermierii sunt aici. Ferma e evoluată la maxim. Și acum putem evolua și zidurile de lemn. Fapt, nu. Deocamdată nu chiar pe toate, în sensul că o să avem nevoie și de astea, cum se cheamă, de zidul mare din cealaltă parte, pentru că ăla e zid de apărare exterior. De ăla e unul dintre cele mai importante deocamdată, pe lângă cele din bază. A, da, și orice omuleț contează. Sper să ajung la... Ok, mulțumesc mult, arcaș. Partea stângă a regatului, sper să ajung cât mai rapid înainte să facă seară, ca să putem evolua și zidul de apărare exterior. Da, și nu mai am energie la căluț. E ok. Trebuie să distrugem până la urmă portalele alea. Deci un builder. Ok, builderul ăsta încă fuge, înseamnă că nu a ajuns. Asta trebuie să le evoluăm. Și ăsta. Mai tare. Și ăsta mai tare. Ok, un bănuț aici. Ok, nu o să risc să le evoluez mai tare deocamdată. E destul de ok. La fix. Ok,
Dacă termină turnulețul ăla, e perfect. Da, regatul e foarte mult extins în partea asta. Ok. Bă, dar Kashkar sunt îmbrăcați în negru. Cred că ăștia i-am de la începutul jocului sau ceva de genul. Mă gândesc că e cei mai experimentați. Sau poate sunt doar cei care se urcă în turn, nu știu exact. Ok, monstruleții vin de aici. Am rezistat atacului. Să vedem ce mai am în zona asta. Ok, deci clădirea asta. Ah, cred că mai am niște campuri aici, adică niște... Ah, și traderul. Ok, de trader o să avem nevoie, dar întâi mai avem nevoie de bănuți ca să-l plătim. La țanc, aparent. Dacă jucați Kingdom, vă recomand traderul, în sensul că vă dă 4 iteme și fiecare item costă un bănuț, practic. Asta e super ok. Deci cel mai ieftin item ar fi un arc care costă 2 bănuți bucata. Și cel mai scump e... coasa. Dar e super ok, în sensul pentru 4 bănuți să-ți dea chestiuțe la jumătate de preț sau chiar mai ieftine, e super ok. Deși într-adevăr nu știi ce o să-ți dea. Ok, bănuți. Așa. Și acum să terminăm și cu zidurile de lemn. Ok, fermieri. Nu e mult, dar e ok. Ok. E ciudat cum sunt 3 ziduri așa unul după altul. Și vine și o ceață. Să vedem partea asta, Arcaș. Well, avem omuleți. Așa. Și o să trecem la piatră, în sfârșit. Ok, hai să vedem, o să stau în partea dreaptă de data asta. Da,
Dup, aparent aici vin monstruleții. Noroc că avem zidul cel mare, deși deja încep să vină foarte, foarte mulți. Nu sunt o problemă, dar mă gândesc că în cealaltă parte avem nevoie și de și acolo de un zid mare. E, hai să luăm bănuții, nu știu dacă o să ne ajungă pentru zidul cel mare. Traderul încă vine. Fermierii. Ok, cred că acum chiar ne ajunge pentru zidul cel mare, dar... chestie că builderii nu știu unde sunt. La bănuți. Ok. Ah, sunt doi aici, e ok. Da, aparent vânează iepurași, well. N-am ce să le fac. Ar trebui să evoluez strict zidurile în care sunt și turnulețe de astea lângă, ceva gen. Doar că aici sunt două, unul după celălalt. Și aici e ferma, oh. Deci o să avem nevoie și de aici de un zid mare. Și aici o fermă. Hai să o construiesc până una alta. N-a durat așa mult. Am supraviețuit destul de mult, deși... nu știu... cum are joclețul ăsta final? Mă gândesc că trebuie să distrugi toate portalele sau ceva de genul. Mă gândesc la asta doar. Avem un zid mare și hai să vedem și noaptea asta cum o să treacă. A, da, să vedem și cine a adus traderul. Mă gândesc că ne-a adus niște ciocane, nu știu de ce mă gândesc la asta. Ciocane, nu. Ne-a adus coase! Asta e absolut perfect! Hai să-i luăm rapid și pe ăștia doi omuleți de aici. Prieteni, ar trebui totuși un pic să vă grăbiți, pentru că e noapte. O stau aici. Ok, fermier, e absolut perfect. O să avem și mai mulți bănuți. Ok, chiar la fix. Traliera noastră o să reușească să îi doboare. Asta e super ok. Yep. Și putem deja să trecem toate zidurile la ultimul nivel. Doar să avem bănuți. Ok. Dar ziua 26, în episodul următor, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe și un comentariu. Și noi ne auzim data viitoare. Ok, pa!